Catedrala Sfântul Gheorghe din oraș, la care au participat coruri parohiale de copii și tineri. În continuare s-a desfășurat festivalul România 100, cântecul ce ne unește. Protopul Piatul Tecuci, în colaborare cu Opera Națională București și 5 parohii din județul Galați, au organizat un program de manifestări dedicat centenarului Marii Uniri. Mai multe coruri de copii și tineri au interpretat pricesne și podobii, precum și cântece patriotice, în Catedrala Sfântului Gheorghe din municipiul Tecuci. În sala de ședință a Protopul Piatului a urmat festivalul de cântece pentru copii România 100, cântecul ce ne unește, în cadrul căruia corurile parohiale au interpretat cântece religioase, cântece patriotice și populare. S-a încheiat cu un concert intitulat Enescu pe înțelesul tuturor, susținut de invitații de la Opera Națională București. Ne bucurăm că această zi a adunat într-o familie mulți copii din diferite parohii. S-au realizat legături de prietenie între profesorii de religie, între preoții coordonatori și nădăjdim că această activitate este o speranță pentru anii care vor urma, în care această lucrare interactivă, extracurriculară, să poată prinde contur. Momentul de astăzi a fost încurunat și de prezența domnului director al Operei Române, Ignat Ștefan, a doamnei pianiste Ioana Lupașcu, care au dorit să afirme favoritorii unității naționale pe linie artistică și muzicală, în cazul acesta George Enescu, pe înțelesul tuturor. Au fost interpretate pe înțelesul copilor diferite piese muzicale la pian, susținute vocal de domnul Ștefan Ignat, astfel că toți cei prezenți au plecat acasă cu o bucurie deosebită, mai ales că au participat la un program destul de intens și lung ca timp și desfășurare. Am văzut aici o sală plină de copii, o sală plină de bucurie, de viitor, de viitor națiunii noastre, să-i spun așa, o sală în care copiii au interpretat cele mai frumoase cântece zonale, să-i spun, și mai patriotice, și muzică populară, și bineînțeles m-a impresionat foarte tare portul popular din diversele zone ale Tecuciului, de pe lângă Tecuci și din zonă. Eu sunt bucuros pentru că ne aflăm, noi cu proiectul acesta, ne aflăm la 39-a prezentare și avem până în prezent peste 4.000 de copii care au auzit cu urechile această minunată creație și a lui George Enescu. Și nu numai, au fost și liduri, au fost și piese interpretate la pian. Am fost extrem de bucuroasă și entuziasmată văzând atâția copii și coruri, mai ales ce au cântat, pentru că vedeți, au dispărut cântecele patriotice în ultima vreme, sigur că, pentru că poate unii dintre noi facem paralela cu trecutul, însă ele de fapt nu trebuie să dispară, ci copiii trebuie să renască acest suflu de dragoste pentru patrie, pentru țară, așa cum odată românii și iubeau România, așa trebuie să o iubim din nou. Și m-am bucurat enorm să aud aceste cântece, mai ales cântate de niște copilași așa frumos și îngeri ai lui Dumnezeu și îmbrăcați în portul popular, sunt ca niște flori românești. Biserica este singura care răspunde dorinței noastre a tinerilor de a ne întâlni, de a discuta, de a vorbi împreună, de a prelua și de a transmite mai departe tradițiile poporului nostru. Ne bucurăm întotdeauna de deschiderea cu care biserica se apropie de noi tinerii, deschiderea cu care ne primește și ne unește prin cântec, prin joc și mai ales prin rugăciune. Ne-am unit pentru a arăta dragostea față de patrie, pentru a ne arăta mândria că suntem români, că suntem vrednici să ducem prestigiul țării mai departe. Suntem niște copii care vrem viitorul României. La final, directorul Operei Naționale București a oferit tuturor grupurilor corale și interpreților diplome de participare. În data de 18 iulie